Bună seara, numele meu este Mâzgă Aurel și vă invit în bucătăria mea. Rețeta de această seară se numește cartofi cu bot. Modul de preparare este foarte simplu. Se merge la cereale din piață, se cumpără 3, 4, 5 kg de cartofi, după care se ia și se curăță după următorul proces. Se iau cartofii, se iau ustensile după preferință și se curăță. După ce au fost curățați cartofii, se iau și se taie. După ce s-au tăiat cartofii, se ia să se produce cantitatea de bor. Dacă vă întrebați în ce costă borul, tocmai ați aflat. După ce s-a aplicat măsura de bor, se iau cartofii și se pun la prăjit. După ce au fost pregătiți cartofii cu bor, vor fi serviți clientului pentru că eu nu știu ce s-a petrecut în bucătărie. Poftă bună! Mulțumesc! Săracul nici ceea ce mănâncă. Cauzi, băiatul, dai și mie rețeta după, da? Pâine, n-aveți? Pâine, n-aveți în meniu? Te servesc fără. Aha. Se servesc doar cu bor, fără pâine. Aceștia au fost cartofii cu bor. Săracul.